Ioan, capitolul 10. Adevărat, adevărat vă spun, cine nu intră în staulul oilor pe poartă, ci sare prin altă parte, acela este un hoț și un tâlhar, dar cel care intră pe poartă este păstorul oilor. Acestuia îi deschide portarul, iar oile ascultă glasul lui, și el își cheamă oile pe nume și le duce afară. Și după ce le scoate afară, merge înaintea lor și oile îl urmează, fiindcă îi cunosc glasul. Pe un străin nu l-ar urma, ci ar fugi de el, fiindcă nu cunosc glasul străinilor. Iisus le-a spus această parabolă, dar ei nu au înțeles despre ce vorbea. Atunci Iisus a zis din nou: adevărat, adevărat vă spun, că eu sunt poarta oilor. Toți cei care au venit înaintea mea sunt hoți și tâlhari, dar oile nu i-au ascultat. Eu sunt poarta. Dacă va intra cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Hoțul nu vine decât să fure, să ucidă și să nimicească. Eu am venit ca oile să aibă viață și să o aibă din belșug. Eu sunt păstorul cel bun. Păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Cel plătit, care nu este păstor, iar oile nu sunt ale lui, când vede lupul venind, lasă oile și fuge, iar lupul le răpește și le risipește, pentru că acel păstor este plătit și nu-i pasă de oi. Eu sunt păstorul cel bun și îmi cunosc oile, și ele mă cunosc pe mine, așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine și eu îl cunosc pe Tatăl, și îmi dau viața pentru oi. Mai am și alte oi, care nu sunt din staulul acesta, și pe acelea trebuie să le aduc, iar ele vor asculta glasul meu și va fi o turmă și un păstor. De aceea mă iubește Tatăl, fiindcă îmi dau viața ca să o iau din nou. Nimeni nu mi-o ia, ci eu o dau de la mine însumi. Am putere să o dau și am putere să o iau din nou. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu.